Mariana Câșu și-a anunțat candidatura la președinția Consiliului Județean Brașov. Actuala șefa Consiliului de Administrație al Spitalului din Făgăraș cunoaște problemele județului. Ea a ocupat interimar funcția de președinte a Consiliului Județean Brașov în 2016 și timp de 7 ani a fost consilier județean PNL. Mariana Câșu a fost de asemenea și șefa Comisiei de Sănătate. Sunt în cetatea Făgărașului, cetatea care nu a fost niciodată cucerită, și îmi exprim intenția astăzi de a candida la președinția Consiliului Județean Brașov și recunoștința față de cetățenii țării Făgărașului, care în acești 3 ani, de când mă aflu aici, mi-au fost alături în toate demersurile și proiectele pe care le-am realizat la Făgăraș. Nu în ultimul rând, ei mi-au fost alături în această dură bătălie pe care am dus-o cu virusul care și cu pandemia care a cuprins întreaga Românie și pe care noi la Făgăraș, datorită dârjeniei acestor oameni, am învins-o. Ei întotdeauna în istorie, descurcându-se cu mijloacele proprii. Am readus Făgărașul acolo unde este locul, în inima județului Brașov și în atenția întregii țări. La fel doresc să fac și cu județul Brașov, să-i redau demnitatea și locul pe care îl ocupă în România. Candidez independent la președinția Consiliului Județean Brașov și mă bucur de sprijinul primarilor independenți din județul Brașov, de sprijinul majorității primarilor din Partidul Național Liberal și de simpatia tuturor partidelor politice mari care deja au un candidat la președinția Consiliului Județean. Sunt de asemenea încrezătoare că sunt sprijinită de toți angajații Consiliului Județean și a subordonatelor acestuia și sunt recunoscătoare și onorată de sprijinul pe care în ultimele zile mi l-au dat liderii ai partidelor politice și posibilitatea de a candida din partea partidelor lor. Unul dintre susținătorii acestei candidaturi este primarul Făgărașului, Gheorghe Sucaciu. O susțin pe doamna Mariana Câșu la președinția Consiliului Județean. Eu văd în doamna Mariana Câșu un conducător al Consiliului Județean Brașov și îl văd ca un om care are viziune, care are capacitatea de a duce mai departe proiectele județului Brașov și de a atrage finanțări importante pentru județul Brașov pentru a dezvolta acest județ. De ce aleg să susțin pe doamna Mariana Câșu? Prin prisma faptului că toți președinții Consiliului Județean ai județului Brașov, până în momentul de față, nu s-au aplecat asupra întregului județ. Mai mult de atât, au făcut în așa fel încât ca zone importante din județ, exemplu Țara Făgărașului sau zona Rupea, să nu le ajute, să le țină în subdezvoltare. Interesul politic al tuturor președinților a fost vizibil, dar aș vrea să menționez faptul că Făgărașul întotdeauna, prin votul făgărășenilor, a dat președintele Consiliului Județean, uitându-ne în istorie. Doamna Mariana Câșu este un om cu viziune, este un om care face în așa fel încât să se înconjoare cu oameni cu experiență, cu viziune, oameni profesioniști, oameni care pot ajuta la dezvoltarea județului și mai mult de atât, ea urmărește o strategie de dezvoltare, indiferent că ea este a unui municipiu, a unei zone sau a județului, strategie care este realizată de specialiștii din domeniu. Nu este frică să facă acest lucru și, așa cum am menționat și mai devreme, este capabilă să aducă oameni buni în dezvoltarea unei unități administrative, că indiferent că se numește, că este la nivel de județ sau la nivel de municipiu sau altfel de structură. O susțin și cred că foarte mulți primari din județ și eu acum, după cum văd că funcționează lucrurile în județ, având atâtea probleme, atât în domeniul mediului, cât și în domeniul sănătății, în domeniul infrastructurii mari,
am încredere că viitorul președinte al Consiliului Județean, în persoana doamnei Mariana Câjul, este o perspectivă de a rezolva aceste probleme și de a aduce județul în România așa cum este, de exemplu, județul Cluj sau cum este județul Sibiu, județe care au cunoscut o dezvoltare și o viziune a președinților consiliilor județene de acolo. Mariana Câjul este președinta Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Făgăraș din anul 2017.